În cursul zilei de marți au fost semnate contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe activitatea de colectare a deșeurilor în nordul județului. Astfel s-au semnat contractele pentru zona 2, Sighetu Marmației, și zona 3, Moisei Borșa. Serviciul de salubrizare în zona 2 se adresează unui număr de 31 de unități administrativ-teritoriale cu o populație de peste 140.000 de locuitori, iar zona 3 cuprinde 5 UAT-uri, populația deservită fiind de 60.500 de locuitori. De la momentul semnării contractelor, operatorii către care se delegă serviciul au o perioadă de mobilizare de 6 luni, de 180 de zile, o perioadă ceva mai lungă, întrucât în aceste contracte operatorii nu primesc echipamente de colectare decât un număr limitat de pubele și iglurile în care se face colectarea separată a deșeurilor. De asemenea, au fost distribuite populației din mediul rural compostoare pentru evitarea colectării deșeurilor biodegradabile. Deci, operatorii urmează să-și achiziționeze parcul de mijloace auto cu care vor face colectarea și toate celelalte autorizări, licențe care au nevoie pentru a putea intra în operare, astfel că zona de peste deal, zona de Maramureș, istoric, poate fi operațională cel târziu la începutul lunii octombrie în acest an. Până la emiterea ordinului de începere a serviciului în baza contractelor actuale, activitatea de salubrizare în cele 36 de unități administrativ-teritoriale se va desfășura în continuare conform contractelor aflate în executare în acest moment. În momentul în care noile contracte vor intra în vigoare, toate celelalte vor fi reziliate. În ceea ce privește zona de sud a județului, în cele două zone de operare, Sârbi și Târgu Lăpuș, procedura de atribuire a contractelor e în derulare. Pentru zona 1 Sârbi au fost depuse două oferte aflate în evaluare, în timp ce pentru zona 4 Târgu Lăpuș nu au fost depuse încă oferte. În acest sens, autoritatea contractantă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș, urmează să decidă soluția pe care o va aplica. Astfel, se au în considerare fie derularea unei noi proceduri de licitație, fie atribuirea directă a contractului, ținând cont de valoarea redusă a acestuia prin procedura negocierii directe. Sunt în procedură de evaluare aceste oferte, iar pentru operarea echipamentelor ce țin de CNI, în principiu s-a finalizat evaluarea. În acest moment avem o contestație a unuia din operator pentru raportul intermediar privind evaluarea financiară. Așteptăm soluționarea acestei contestații ca să putem întocmi raportul final de evaluare și să atribuim contractul. Există toate premisele ca la data la care centrul de management integrat al deșeurilor de la Sârbi va fi operațional să fie încheiate contractele și pentru zona de sud a Maramureșului.